dăm jos! S-a lipit de noi ca guma de geam și spune că nimeni nu are lipici la public mai tare ca el. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Constantin Obretin! Bună seara! Bună seara! Că este cineva care încearcă să facă un număr de comedie interpretând un doctor. Sunt terapeut și astăzi am să vă prezint un moment pe care îl petrecem noi acolo în cabinet. Acesta este momentul pe care eu vreau să vi-l prezint. Am venit cu lipitoarele, că asta facem noi. Dacă nici de tine nu se prinde, înseamnă că și tu ești lipitoare. Uite mă, imediat s-a prins de el. E poziția la venă unde... Păi și nouă ne-a pus peste tot. Lipitoarea seamănă cu oamenii. Are excreție, are secreție, are sânge, are mușchi, la fel ca și oamenii. Am asociat borcanul cu lipitori, cu toate curvuțele alea care aleargă așa, să pape bani. Pacienții vechi sunt nemaipomeniți de acomodați, vin, se așează, pui lipitorile exact ca și cum aruncă ninja steluțele pe ei, ei stau relaxați. Acum lucrurile se schimbă în momentul în care vine pacientul nou. Vine, intră în cabină, așezați-vă pe pat, dezbrăcați-vă. Mă duc, iau lipitorile și când să intru în cabină, ce faci? Pun lipitorile. Unde mi le pui? Păi vi le pun pe stern, pe ficat, pe splină și nu umbilic. În buric! În buric! Păi și nu intră în partea cealaltă? Zic, în care parte cealaltă? În buric! Nu, doamnă, se oprește acolo, că e piele. Îi pun lipitorile și zice... Ia-le-te pe mine, mă mănâncă! Te-ai speriat! Așa-mi mână! Iau lipitorile și, bineînțeles că noi acolo mai dăm și lipitor la bucată. După toată faza aceasta vine... vine... Dar ce mai faceți voi acolo? Ia că deja devin curios. Ce mai facem noi acolo? Ia. Că m-ați întrebat. Hemoroizii se tratează cu lipitori. Așa, hai că devine foarte interesant. La modul cel mai serios. Să spunem că ăsta este... Da? Nu, ăsta este acum ăsta. Și el este așa și în afara lui, bine, ceea ce el face. Și vine omul cu lipitoare, înțelegi? Și lipitoarea zice, cred că e cald și bine acolo înăuntru. Și intră la lipitoarea. Ce face în momentul ăla? Hey, what are you doing in our dressing room anyway? O fi dresată și în momentul în care aude cuvântul magic, iese lipitoarea. E film de groază să mă duc în... și să văd asta într-un cabinet. Trebuie mai dureroasă treaba asta cu lipitorile bănuiesc decât acupunctura normală, nu? Înțeapă, ca un ac încins care nu se răcește. Celebru face tratament cu lipitori. Român? Așa ceva răbăsit. Român? Da. Iersic. Nu știu, cine? Vreau să trăiesc mai mult. Mihai, nu spui nimic. Nu spui absolut nimic. Orice vei spune în momentul de față se va întoarce împotriva ta. Taci, taci. Arșinel? Da. Extraordinar. Vreau să vă întreb ceva. Ele, după ce sug, ce se întâmplă cu ele? Lipitorile se pun într-un borcan sau într-o sticlă, se dau pacienților acasă, tocmai ca să se evite ideea refolosirii lor. Ai văzut în viața ta un om în tramvai cu niște lipitori? Imaginează-ți ce s-ar întâmpla să le pui în zona rectală și după aceea să te gândești că le pui și pentru parodontoză. Pacienții trebuie să ia lipitorile acasă. Pacientul ce face cu lipitoarea acasă? Tocăniță. O păstrează. E o variantă. O păstrează pentru a-i permite să moară de bătrânețe acasă. Care este durata medie de viața unei lipitori? Trăiește. Cele din mediul natural trăiesc 10-15 ani, tot trăiesc. Sunteți conștient de faptul că oamenii pleacă și 90% dintre ei le aruncă în WC-ul și trag apa? Fiecare face ce dorește. Până la urmă sunt lipitorile lor. Corect, dar vezi că să te sugă și după aia să o arunci la WC-ul? Dar tu îți dai seama, poate dezvoltă conștiință lipitoare. Ai senzația că nu are o conștiință? Da, mă, ești nebun, lipitoare. Vă mulțumim frumos că ați venit.
Să nu votăm omul, să votăm lipitoarea. Nu e corect. Da, da, lipitoarea a fost... Eu propun să votăm borcanul. Omul a fost drăgălaș. Cu un mare da pentru acest gen de medicină. Mulțumim! Om de bun simț, care promovează un domeniu, nici măcar nu agresează lipitorile, adică totul a fost de bun simț. Ca ea spune problema mai mare decât faptul că a venit unul cu lipitori care a ținut un seminar despre lipitori. Spune problema mai mare, ia. Stai să iau și eu niște spirit. Nu, n-a făcut asta. În schimb, el a... Nu, e lipitoare folosită. Eu n-am ce-i face. Eu aleg chestia asta. Luat-o și-a băgat un spirit și-a omorât. N-ai ce-i face. Deci legea te obligă să le omori. A ieșit de pe scenă, a luat o lipitoare din borcan și-a pus-o. S-a folosit de ea, aia sub, a luat-o de pe mână și a băgat-o în spirit ca să o omoare? N-ai ce-i face. De ce este o mârșăvie? Te folosești de un animal ca să-l arunci. Dar de ce n-am fost eu mai agil la minte? Pentru că mi-am dat seama, eu zic că am spus niște, adică mi-am dat seama că e aberant, că le dă acasă într-un borcan. Și mă gândeam că totuși n-are un acvariu imens de lipitori folosite de la oameni. Да.